face. Când vine vorba de gătit, fiecare bucătărie ascunde o doză de inspirație. Împreună cu Lidl am plecat într-un tur al bucătăriilor din România să găsim și să strângem această inspirație. Să vedem cum se joacă românii cu ingredientele. Ce faci, mă, omule? Iată-ne la Focșani, gata să notăm un nou secret din bucătăria bunicului Ștefan. Când vin nepoții la mine, eu de obicei le pregătesc friptură la cuptor, că este specialitatea a mea. Am înțeles. Și sigur aveți un secret să o faceți fragedă și bună. Cum procedați? Da, secretul constă dintr-un baies care este format din vin, ulei, piper, cimbru, usturoi. Și cât lăsați carnea la marinat? Carnea la marinat o las până a doua zi la frigider la rece. În această perioadă amestec în ea de 2-3 ori, pentru ca să intre mirosurile de la toate ingredientele care le-am pus, să intre în ea, să aibă un gust plăcut, un miros plăcut. Și îl băgați la cuptor când? Cu două ori înainte de a veni nepoții, ca să fie friptura caldă, îl introduc la cuptor. Deci, cu totul îl introduc la cuptor. Și îi pune și smântână deasupra? La urmă, după ce o scot din cuptor, așez smântâna deasupra, pentru că nepoților le place să întindă pâinea în sosul de smântână. Pariez că este un deliciu. Foarte bun. Vă mulțumim pentru secret, domnul Ștefan. Poftă bună vă doresc. Spor la gătit. Mulțumesc.